Capitolul 2. Nunta din Cana A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Isus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Isus le-a zis, Umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și a zis, Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea, s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, și acolo n-au rămas multe zile. Izgonirea vânzătorilor din Templu Paștele iudeilor erau aproape, și Isus s-a suit la Ierusalim. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei, și pe schimbătorii de bani, șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din Templu împreună cu oile și boii a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, Râvna pentru casa ta mămân încă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Isus și cei ce cred în numele Lui. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om.